Copiii sunt la bunici de vreo săptămână și în casă este foarte multă liniște. Dintr-un punct de vedere este bine. Realizez cât de multe lucruri am de făcut pentru mine și pentru casă, dar parcă totul e prea tăcut. De dorul lor, m-am apucat să fac această rețetă, pentru că Maria este nebunită după acești cartofi. Atunci când merg la bunici, suntem tare nerăbdători să gătim pentru noi, ceea ce nouă ne place și ei nu au voie. Ce ciudat este că, atunci când sunt plecați, tot cu gândul la ei suntem și în loc să gătim pentru noi, tot pentru ei o facem. Oboseala te aduce în pragul în care abia aștepți un moment pentru tine, dar în clipa în care e singur, totul pare gol. Îmi reamintesc de fiecare dată să mă bucur de fiecare clip alături de ei. Pentru că mâine vor fi mari, vor pleca definitiv de acasă și vom avea tot restul vieții să fim singuri, noi doi.